Suntem în fața încă unui sfert de finală din piramida Heavy 8. Așa că îi avem pe grei alături de noi, în colțul albastru, Marius Munteanu. Turneul greilor. Marius Munteanu, luptătorul pe care l-avem acum în imagine, se va lupta cu Cristian, gladiatorul Ristea. Orice adversar pentru mine este un obstacol și orice obstacol trebuie bătut, este motoul lui Munteanu. Despre el însuși că are răutatea și determinarea lui Moroșanu, dar anumite dăți nu tot timpul. Și adversarul său în colțul roșu, cea mai mare victorie Cristian din carieră pentru el, absolut în fața lui Tolea. A fost Pantolea și a fost o mare pentru o mare bucurie pentru el să-l învingă pe cel ce i-a fost idol. Se pregătește acum să urce în ring Cristian Ristea. 31 de ani pentru Ristea, cu 2 ani mai tânăr decât adversarul său. 66 de lupte față de 69 Munteanu, 43 câștigate, ambii au câte 43 de victorii în ring. E momentul acum să vedem cine e mai bun. În colțul albastru, un sportiv în vârstă de 33 de ani, 104 kg, 1,92 m înălțime. A susținut la profesionist 69 de fighteri. Treilea sfert de finală, a întors lupta incredibil și a câștigat prin knockout Burdianu după ce a fost trimis la podea în debutul luptei de Brancu Munteanu. Așadar, 43 de victorii, 20 de knockout-uri pentru el. El este Marius Munteanu! Cristea are tot 43 de victorii, dar 10 knockout, jumătate din câte a reușit Munteanu. Un jucător foarte spectaculos. Am văzut acele momente de nebunie în ring, când pur și simplu renunță la gardă și își invită adversarul să-l lovească. A oferit câteva lupte monumentale și Cristian Ristea în ringul Dynamite. The Gladiator Ristea! Gladiatorul din Găiești, aici la Buzău, pentru această luptă extrem, extrem de importantă pentru cariera lui, sfert de finală în turneul greilor. Da, să vedem cum va arăta acest match între Ristea și Munteanu, doi oameni care se cunosc foarte bine, atingeți pentru că au avut meciul unul potriva celuilalt. Înapoi, n-aveți voie să țineți și să loviți cu genunchiul. Cel mai bun să învingă. Judge! Tim, prima rundă! Fight. Vom afla și cine va lupta în cea de-a doua semifinală. În prima știm, Cosmâncă și Iancu Ivănoaie și așteaptă și el rivalul din această luptă. Da, să vedem dacă va fi Ristea, care acum stă în București, sau de la satul mare adversarul său, este vorba despre Marius Munteanu. Bună lovitura lui Munteanu la capul lui Ristea, foarte bine, și Ristea a stat în gard, acum ratează această lovitură puternică. Începește cu low-kick-ul Ristea. Amândoi sunt capabili să ofere lovituri de knockout, atât Ristea cât și Munteanu. Vedem lovitura lui Ristea, foarte bine, două low-kick-uri, da. Două low-kick-uri foarte bune și acum vine și răspunsul adversarului. Mult crășeul de stânga, după ce a fost o dreaptă la corp, direct în hou. Încă o dreaptă, da. Lovitor cu brațul drept puternică pentru Munteanu.
Da, coșeu și uppercut trimis acolo de Munteanu. Troznește cu aceste low kick-uri foarte puternice Ristea pe luptătorul din Satu Mare. A ratat o lovitură, da. Da, cu acea lovitură s-a lovit în genunchi, ci direct de dreapta a trimis acolo Munteanu. Genunchi la corp, răspunde cu o lovitură de braț la corp Ristea. Ba, bună stânga pe subcotul adversarului pentru Ristea. I-a căutat ficatul foarte bun. L-a enervat acolo. Uppercut Cristea, Ristea și blochează lovitura înaltă de picior Munteanu acolo. Într-adevăr, avem o înfruntare între doi gladiatori, Ristea și Munteanu. Îl fixează dreapta, da, cu privirea, da, și lovește cu brațul drept acolo Ristea. Hai! Pe Munteanu. O să lovitură bună a lui Ristea. Din nou, stânga la corp, încearcă croșeul la capul adversarului. Mid-kick-ul lui Ristea, vine și mid-kick-ul adversarului. O dreaptă puternică a lui Munteanu, care pierde proteza. Hai! Se rea lupta. Cristea tatonează cu brațul din față cu acel jab și acum se ridică ce e și la corp, și la corp, explozia lui Ristea. Peste el. Vine, revine Munteanu în meci, a fost un croșet de stânga și high kick. Oh, gata, provocările lui Ristea, încep. Lovitura de mediană de picior acolo l-a înroșit tot pe Munteanu. Au fost momente explozive între cei doi, publicul degustă aceste momente și săritura lui Munteanu cu genunchiul la capul lui Ristea, așa s-a încheiat această repriză. Frumoasă rundă. Are aceste momente de nebunie în ring Ristea când renunță la gardă și invită rivalul să lovească. Și a lovit Munteanu, nu? Adică... Da, da, da. Munteanu a rămas dator, a punctat de fiecare dată. Iată aici croșeele lui Munteanu, primul ratat după care lovitura cu brațul drept foarte bună pentru el și aici răspunsul lui Ristea care s-a aruncat peste adversarul său. Și iată-l pe Munteanu, n-a rămas dator, a venit cu capul înainte, aici un percutul de dreapta, o lovitură bună pentru el, după care high kick-ul. Aici da, a țipat, dă-i și a dat. Exact, au fost două lovituri care i-au intrat lui Munteanu. Se pregătesc cei doi pentru runda a doua. Ești okay? Face semn că e ok Ristea și Prian Sora îi invită la luptă. Low kick-uri puternice trimis acolo de Ristea, dă drumul și la brațe, se retrage Munteanu de acolo, pleacă. Dar vine Ristea în atac cu lovituri foarte puternice spre figura adversarului. Da, da, bun răspunsul lui Munteanu cu un overhand. Din nou Ristea în atac. Roșee, a picat proteza, da, proteza, nu a văzut arbitru. Nu a văzut, dar poate acum va arăta stopul. Da, da, se oprește meciul. Timpul! Recuperează Ciprian Sora proteza. Poate că a văzut, dar este un meci de profesioniști și atunci... E normal ceea ce s-a întâmplat. Da. Să fie lăsat momentul în care cei doi trebuia finalizată brațe, da, 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 acțiunea acolo. Se încurajează sigur Munteanu, văd cum se încruntă, se scutură și vine peste Ristea. Acum Ristea în atac, lovește cu genunchiul. Mid-kick. Face pasul înainte Ristea, au fost câteva lovituri cu brațul din față. Încearcă să controleze cumva distanța, să țină la distanță pe adversar Ristea. Vrea mai multă acțiune, bună dreapta. Bună dreapta a fost pentru Munteanu, care Ristea, ca într-un meci de box, am văzut folosindu-se de direct la... cu brațul stâng, brațul din față. Acum încearcă Munteanu să apropie, a fost un low kick. Hai, că bun pentru Ristea. Genunchi în săritură! Numărătoare! Este numărătoare! Foarte frumoasă execuția lui Ristea!
Privire pierdută, iată ce reacție are Muteanu, resimte din plin durerea. Lovitură crustă primită de el. Să vedem dacă va duce meciul pe picioare. Un minut aproximativ această luptă. Rista s-a aruncat în atac. Da, suntem în repriza a doua cu Ristea, care obține această numărătoare și ia un avans pe cărțile arbitrilor. Încearcă acum să se ducă pe adversarul său, să-l mai surprindă o dată cu un genunchi în săritură. Vin și loviturile lui Munteanu. Bunul percutul la corp, genunchi. Încă o dată pușit de stânga mitchicul lui Ristea, care se duce pe adversarul său în părțile ritmului. Munteanu casează câteva lovituri. Se duce în atac acum Munteanu, a lovit el cu coșeul la corp. Îl duce înapoi în colțul ringului Cristea, eschiva lui Munteanu și dispare din calea acelui croșeu de dreapta. Da, s-a inversat rolul un pic, a fost Cristea pentru moment în colțile ringului cu spatele la colț. Acum din nou genunchi din săritură, foarte bună lovitura lui Cristea. Strânge din op, este o accidentare. Am văzut și mai devreme, de durere. Cotul Munteanu. Brațului drept al lui Munteanu, se pare că totuși blochează. Și nu știu dacă va continua meciul, să vedem care va fi continuarea. Are o problemă Munteanu la cotul drept, cred că de la loviturile încasate Munteanu. Da, dureroasă luptă pentru el, strânge din dinți, nu știu însă dacă va avea puterea să ducă încă o repriză, cotul ăla părând că se va umfla. Hai să vedem momentele tari din această rundă a doua, cu acest genunchi devastator. Foarte bine a intervenit Ciprian Sora, putea să mai încaseze gratuit una, două lovituri acolo Munteanu, care cred că și-a revenit, mă uit acum la margine și îl văd, cred că și-a revenit la cotul drept, vrea să continue meciul. Să vedem dacă va reuși să lupte cu o singură mână sau... Okay? Da, e ok. Ești ok cu mâna? Da, spune că mai poate Munteanu. Să vedem dacă va reuși să... Atingeți mănușile, băieți, bravo băieții. Da, pare să fie în regulă. A treia repriză cu Ristea și Munteanu la centrul ringului. Ristea în atac, croșeu de dreapta la capul adversarului, mid-kick, îi caută cotul Ristea pe partea dreapta lui Munteanu, acolo unde a acuzat acea accidentare. Da, cu siguranță va vâna Cristea în această ultimă rundă. Iată, croșee trimise de Ristea acolo. Două lovituri bune pentru Ristea. S-a dus proteza. Timpul lui Munteanu este a doua când o pierde în această luptă. Odată a pierdut-o și Ristea. Nu mai scăpa proteza. Timpul! Ristea! Băi! Ristea stătea de vorbă cu... Da, Cezar Gheorghe este în colțul său, unul dintre oamenii care se află în colț. Puternică lovitură, Munteanu cu picior, gaspusul, da. Se lasă pe spate Ristea după ce a încasat acea lovitură. Trebuie să fie atent. O lovitură bună înaltă cu piciorul drept pentru Munteanu. Nu te jucai, se strigă lui Ristea de la margine. Asta a făcut să... Da, căsperințul Ristea. Da, e acea problemă. Da, din nou, vedem. Mid-kick-ul în cotul lui Munteanu și Munteanu are probleme. Da, probleme mari pentru Munteanu. Și stăm de-abia la jumătatea rundei. Da, nu știu ce poate să... Nu e convins, Da, nu știu de ce Munteanu trage de el. Lovește din nou acolo, răspunde cu... Hai, Kiku! Ce inimă de luptător are acest Munteanu! Încasează acum lovitură după lovitură, să nu vrea să cedeze în această luptă. Crede în șansa lui. O lovitură care îi poate aduce victoria. Da, acum... Dureri mari pentru el. Da, genunchiul din săritură. Două croșee pentru Ristea. Cred că Munteanu ar trebui să încerce să-l țină la distanță cumva cu low-kick-uri pe Ristea. Da, să nu-i permită. Este a treia numărătoare și cred că va fi și finalul luptei.
așa ar fi normal să nu mai fie lăsat să lupte, pentru că riscă... 8, 9. 9. Da, este final de meci, victorie pentru Ristean, a treia repriză. Este un knockout tehnic obținut de Ristean acest meci împotriva lui Marius Munteanu și iată, se califică mai departe Ristean, adversarul său fiind tot un vestic, este vorba despre timișoreanul Ivănoaie, prezent și el în sală în această seară. Dureroasă seară pentru Munteanu. Ristea vine și îl felicită, îl ia în brațe. A luptat eroic în această sală la Buzău. Marcat profund de durere în urma lovitorilor încasate. În ring și Cătălin Moroșanu, autorul unor lupte memorabile de PS, chemea eu cu Daniel Sam. El este omul care a creat această promoție. Câștigătorul este din colțul roșu! Învingător! Decizie favorabilă pentru Cristian Ristea. Victorie prin knockout în fața lui Munteanu.